Bună seara! Bine ați venit sau ați revenit la eveniment al Festivalului de Științe Umaniste, desfășurat în aceste 3 zile la Arad. E ultimul eveniment care l-are drept protagonist pe domnul Horia Roman Patapievici, care ne va vorbi despre educația liberală și conversația neîntreruptă. Înainte de a-i da cuvântul, vreau să vă mulțumesc, mai ales celor pe care v-am recunoscut că ați fost cam la toate evenimentele. Ați fost adevărați maratoniști culturali. Aș vrea să vă mulțumesc celor care ați venit de la Timișoara să urmăriți și poate din alte părți să urmăriți acest festival. Apoi aș vrea să le mulțumesc colegilor mei de la Centrul Municipal de Cultură, care s-au ocupat în mod extraordinar de acest eveniment. Au știut să iau o idee bună și să-i dea contur, să spunem, administrativ. Dacă v-a plăcut cum s-au desfășurat lucrurile, vă rog să-i lăudați. Iar dacă aveți ceva să reproșați evenimentului, să o faceți către mine. Întăresc ce a spus Cătălin Lazurca. Atmosfera din Arad în aceste zile a fost într-adevăr extraordinară și îl felicit ca principala legătură pe care am avut-o cu această manifestare extraordinară, care scoate la iveală un lucru care de obicei nu iese la iveală. Ce iese la iveală în spațiu public este partea urâtă, disarmonică, conflictuală din noi. Dar în aceste zile la Arad a ieșit la iveală un țesut cultural care nu este făcut nici din urățenie, nici din gârceavă, nici din stridență, ci din ceva care definește România profundă, o relație între oameni în jurul lucrurilor înalte pe care le prețuiesc. Și, prin coincidență, despre asta vă voi vorbi și eu astăzi. Titlul conferinței mele este Educația liberală și conversația neîntreruptă. Educația liberală este o noțiune pe care a introdus-o Leo Strauss, iar conversația neîntreruptă este un lucru pe care l-am introdus eu. Și vreau să aveți în minte spațiul în care mă urmăriți în această conferință. Ea are două părți și un preambul. Preambulul este o prezentare foarte succintă a lui Leo Strauss, ca să știți de unde să-l luați. Prima parte este dedicată argumentului pe care Leo Strauss l-a dezvoltat într-un admirabil eseu scurt, scris în 1961, care se numește Educația liberală. Ce este educația liberală? În fine, partea a doua încearcă să explice educația liberală ca pe o conversație neîntreruptă și am să vă explic ce înseamnă, prin exemple, această conversație neîntreruptă, despre care eu pretind că este inima cea mai vie a ceea ce oamenii fac când sunt împreună într-o relație de iubire în jurul unor mari idei care le orientează viețile. Leo Strauss, născut în 1889 în Germania și mort în 1973 în Statele Unite, este un evreu german. Fac această precizare pentru că aparține unei specii de gânditori care a fost într-adevăr extraordinar de fertilă și în literatura de specialitate chiar așa se numește această specie intelectuală. Gânditorii evreo-germani. Odată cu emanciparea evreilor în Germania, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
În momentul în care marele Moses Mendelssohn trecea pe la poarta rezervată evreilor pentru a intra în Berlin, ca să își facă studiile cu un mare rabin, poarta pe care intrau evreii fiind poarta care era rezervată vitelor și în registrul de intrare fiind trecuți câți evrei au trecut, câte vite au trecut, de la acel moment, Moses Mendelssohn, devenind în scurt timp una dintre mințile la care gânditori germani importanți, dacă să mă refer numai la Immanuel Kant, s-au referit cu mare respect. Deci din acel moment și până la catastrofa pe care a produs-o nazismul, s-a plămădit în Germania o alianță între o veche cultură religioasă, cea a evreilor, și o extraordinar de viguroasă cultură creștină, care avea să devină și o cultură a modernității, cultura germană. Aluatul ăsta a fost extraordinar de fertil în gânditori de primă mână. Unul dintre ei este Leo Strauss. Firește că dacă rămânea în Germania, adică dacă Hitler nu exista, n-am fi vorbit atât de distinct de gânditorii evreo-germani, ci am fi vorbit pur și simplu de gânditorii germani. Cum Hannah Arendt s-a considerat întotdeauna ca având patria în cultura germană. Dar, pentru că Hitler a existat și pentru că a produs catastrofa istorică pe care a produs-o și pentru că a frânt destinul Germaniei în felul în care l-a frânt și pentru că a frânt destinul limbii germane și al culturii germane în interiorul culturii europene, așa cum a făcut-o, pentru că până la venirea sceleratului la putere, germana era limba științei, în matematică și fizică și chimie, era limba istoriografiei, era limba studiilor de filologie clasică, era, pe scurt, limba internațională a savanților umaniști. A încetat să mai fie, grație acestui naționalist german, un scelerat, care nu a distrus doar, a contribuit la distrugerea evreinii europene, dar a contribuit decisiv la marginalizarea și, de fapt, frângerea culturii germane. O așchie din această superbă cultură germană pe care a distrus-o Hitler este categoria pe care a numit-o a gânditorilor evreo-germani. Leo Strauss, Hannah Arendt, Gershom Scholem, aparte, Walter Benjamin, este un șir nesfârșit de extraordinari gânditori. La unul dintre ei o să ne referim astăzi. Deci, Leo Strauss a plecat în 38 din Germania. A cedat foarte greu. Până când a înțeles că nu mai e nimic de salvat acolo, în orice caz, dacă rămâne, își va pierde viața, a plecat în Statele Unite. Acolo s-a integrat în New School for Social Research și apoi a fost profesor de Political Science la Universitatea din Chicago, unde a format generații de americani de primă mână. Unul dintre ei este Alan Bloom, o figură excepțională, o carte de-a lui, sub numele de Criza Spiritului American, a fost tradusă la Humanitas. Titlul original este The Closing of the American Mind, închiderea minții spiritului american. Este unul dintre americanii care a importat acest filon formidabil pe care Leo Strauss l-a adus în America. Vreau să vi-l situez puțin pe Leo Strauss în ansamblul gândirii politice. Gândirea politică de obediență analitică, dintre care este ilustrată eminent de un autor american care este predat în facultăți, John Rawls, care în 1971 a publicat A Theory of Justice, o teorie a dreptății, privesc teoria politică în felul următor. Pentru ei, normele după care poate fi stabilită buna guvernare pot fi gândite, pot fi imaginate, și pot fi determinate făcând totalmente abstracție de ceea ce filozofia politică clasică numea viața bună. Altfel spus, făcând totalmente abstracție de componenta sufletească a subiectului politic, făcând totalmente abstracție de ceea ce Leo Strauss numea interioritatea vieții politice. Dimpotrivă, Leo Strauss aparține acelor gânditori pentru care nu că este imposibil să deduci normele de bună guvernare făcând abstracție de interioritatea vieții politice,
Dar se pierde ceva fundamental chiar dacă reușești să obții o guvernare eficace. Leo Strauss este un tip de gânditor politic care a vrut să păstreze în modernitate, din tradiția gândirii clasice, această componentă a interiorității vieții politice. După părerea lui, filozofia politică s-a născut odată cu procesul de condamnare a lui Socrate. E un lucru pe care vă rog să-l rețineți, pentru că Socrate va apărea de mai multe ori în conferința mea și pentru că, în multe feluri, Socrate a întemeiat spiritul european. Și prin condamnarea la care a fost supus, a întemeiat filozofia politică în Europa, în Grecia, în orice caz. Ori, Socrate este un gânditor de care se leagă un turnant important. Până la el, filozofii au încercat să afle care este natura lucrurilor. El a spus că, înainte de a afla care este natura lucrurilor, trebuie să ne întrebăm care este natura omului. Iar întrebarea care este natura omului privește natura lui ca pe un, și aici citez o expresie a lui Leo Strauss, ca pe o experiență intelectual-sufletească a interiorității. Nu spun direct sufletească, nu spune Leo Strauss, ci ca pe o experiență intelectual-sufletească a interiorității. Liberalismul modern stabilește ca scop suprem pentru teoria politică atingerea libertății individuale. Leo Strauss e preocupat de excelența umană. Se întreabă cum este putință pentru om să-și realizeze excelența. Și se întreabă dacă libertatea, revendicarea ultima libertății, este compatibilă cu realizarea excelenței umane. Și răspunsul lui este că există o tensiune între cele două. Evoc asta nu pentru a vă indica sau face un inventar al soluțiilor pe care le propune Leo Strauss, ci pentru a fixa, alături de ce am făcut până acum, în raport cu filozofia politică dominantă, aceea de obediență analitică, luând ca exemplu pe John Rawls, pentru a ilustra încă o trăsătură importantă care îl distinge pe Leo Strauss de alți gânditori. Și la apropie de unul care este tradus în românește bine, semnificativ deja, Isaiah Berlin. Acest gânditor și-a construit teoria politică pe ideea că valorile ultime care definesc omul și definesc temeiurile acțiunii publice a omului nu sunt armonice, ci sunt conflictuale. Și dacă nu sunt direct conflictuale, ele nu sunt reconciliabile în totalitate. Altfel spus, în om, dacă privim cu luciditate valorile ultime în care el crede, binele, adevărul, frumosul, el pretinde că, spre deosebire de Platon, care considera că ele sunt armonice și sunt toate expresia binelui, ele, de fapt, nu sunt până la capăt conciliabile. Ceea ce creează, în mod esențial în om, o tensiune. Leo Strauss considera, ca și Isaiah Berlin, că valorile ultime în care noi credem sunt aflate în tensiune și în conflict. Ce e de făcut? Nu să eliminăm unele în favoarea celorlalte, pentru că asta este soluția tiranică. Tirania constă în a da dreptate totală unei părți în defavoarea altele. Și exemplul pe care Leo Strauss îl construia era acela dintre religie și filozofie, care este un conflict clasic. Și el spunea că oamenii ar trebui, în fond, să asume tensiunea între elementul religios și elementul de filozofie, de raționalitate naturală, în felul următor. Să se comporte ca niște filozofi care au deschidere față de problemele teologiei și ca niște teologi care acceptă cu inima deschisă provocările filozofiei. Acela care dă dreptate filozofiei împotriva teologiei introduce un tip de tiranie, pentru că elimină o tensiune care trebuie păstrată și este fertilă în favoarea unui singur termen. Și în felul ăsta nu face dreptate nici măcar termenului pe care l-a păstrat. Și convers pentru situația inversă. Deci,
tipul de gânditor pe care al lui Leo Strauss este acela al gânditorului care asumă fertilitatea tensiunii și care definește în mod sui generis, foarte interesant, tirania nu în domeniul politicului, pe care îl deduce din asta, ci tirania este a da dreptate unei părți fundamentale a omului în defavoarea celorlalte. Oricare ar fi părții care îi dăm dreptate, greșim, pentru că tensiunea este constitutivă. Ăsta este tipul uman al lui Leo Strauss. A fost un gânditor formidabil, să știți. Formidabil. Și toate cărțile lui merită citite cu mare atenție. În plus, a fost ceea ce se cheamă un specialist de formație riguroasă. Era un filolog clasic, citea filozofii medievali în original, adică pe gânditorii evrei îi citea în ebraică, sau în mozarabă, pe cei latini îi citea în latină și pe cei greci îi citea în grecește. În plus, era un spirit care, cum veți vedea în argumentul din acest eseu, ce este educația liberală, era un spirit care nu se lăsa deloc intimidat de opinia comună. Altfel spus, de deprinderile generale, care nu mai sunt deloc chestionate și pentru care deducem adevărul din faptul că sunt împărtășite de majorități. Nu avea deloc această superstiție și avea dreptate. Pentru că el a părăsit o țară în care majoritățile erau împotriva adevărului și împotriva umanității, pur și simplu. Și acum să intrăm în partea primă a conferinței mele. Am încheiat cu preambulul. Sper că l-am putut fixa pe Leo Strauss să-l fac oarecum agreabil și să-i fixez și figura. Și modul în care voi depăna argumentul din eseul ce este educația liberală este prin enunțarea a 5 definiții și ce presupun aceste definiții. În acest mod voi fixa câmpul de probleme pe care îl deschide noțiunea de educație liberală. Prima definiție este următoarea. Educația liberală este educația prin cultură în vederea cultivării minții. Dacă aș fi Sherlock Holmes, a spune Elementary, my dear Watson. E clar că e așa. Este educația prin cultură în vederea cultivării minții. Pasul pe care îl face următor este să spună că noțiunea de cultură vine din noțiunea de agricultură. Altfel spus, din cultivarea pământului. Și lucrurile stau cu mintea noastră exact cum stau lucrurile cu cultivarea pământului. Este vorba de un sol care trebuie să fie făcut nutritiv. Iar solul ăsta este mintea noastră. Este vorba de cineva capabil să facă solul să fie fertil, hrănitor și să aibă știința însămânțării lui. Iar ăsta este un învățător, un mai știutor, cineva care știe cum stau lucrurile. Iar în cazul agriculturii, firește că e vorba de fermier, de țăran, agricultor. Și noțiunea aceasta, care este noțiunea de cultură, nu? Care este noțiunea de cultivarea pământului, cultura fiind cultivarea minții de către un învățător cu ceva ce este potrivit naturii minții. În acest mod, el a introdus, cu definiția numărul 1, noțiunea de minte, care este foarte importantă, de natură proprie a minții și de cultură. Prin analogia foarte simplă și clasică în filozofie, în Tusculane, Cicero este primul care a introdus-o, cultivarea sufletului, fiind comparată de el cu cultivarea pământului. Deci, avem o tradiție care merge, cred că, din 45 înainte de Hristos până astăzi. El îi dă glas cu o introducere simplă. Deci avem o piesă muzicală, în 5 pași, în care prima introducere este foarte simplă. A doua definiție sună în felul următor. Educația liberală constă în studierea cu cea mai mare atenție a marilor cărți în care cei mai experimentați îi ajută pe cei mai puțin experimentați. Este deosebit de simplu. Dar ce pune acest următor pas al definiției? Pune problema marilor minți și pune problema naturii culturii, adică naturii conținutului
culturii. Și anume, este un pas crucial în argumentarea lui. Cum învățăm? Învățăm de la niște oameni care știu lucrurile. Acești oameni au trebuit la rândul lor să învețe aceste lucruri de la cineva. Fiecare învățător a fost cândva un elev. Dar acesta este un argument, este o construcție care se duce la nesfârșit. Învățătorul a fost elev, învățătorul a fost elev, învățătorul a fost elev, până când cineva trebuie să nu mai fi fost elev. Altfel spus, cineva trebuie să fi fost în mod natural un învățător, fără să mai învețe de la cineva. Acesta, învățătorul care n-a avut nevoie să învețe de la cineva, este marea minte. Mintea strălucită. Prin această a doua definiție, Leo Strauss introduce conceptul crucial de minte strălucită. Și el vorbește, iar eu voi vorbi în continuare de multe ori, de mințile cele mai strălucite ale umanității. Când citiți Platon, de exemplu, evident că Platon a învățat multe lucruri de la predecesorilor lui. Există filozofi, istorici ai filozofiei, care s-au ocupat de sursele lui Platon. Dar în același timp, înțelegi imediat că Platon este una dintre cele mai strălucite minți ale umanității. În sensul antiregresiv de care vorbește Leo Strauss. El este cineva care, oricât ar fi învățat de la altcineva, este un început al gândirii. Este un început pentru foarte multe lucruri. În acest sens, Platon este una dintre cele mai strălucite minți ale umanității. E o noțiune foarte importantă. După cum argumentul prin care îl introduce marea minte, mintea strălucită, este și el important. Este un argument care spune nu se poate să avem o regresie la nesfârșit. Există un învățător care n-a mai învățat de la nimeni. Iar acela este mintea strălucită. În privința conținutului culturii, în momentul în care descoperi că există minți strălucite, descoperi simultan și că aceste minți strălucite spun lucruri diferite, dintre care unele se bat cap în cap cu celelalte. Această definiție a lui Leo Strauss, pe care o reiau ca să trăiți în orizontul ei, educația constă în studierea cu cea mai mare atenție a marilor cărți în care cei mai experimentați îi ajută pe cei mai puțin experimentați să cunoască, să înțeleagă. În această definiție este simultan respinsă ideea că vreunul din produsele marilor minți trebuie tratat ca o doctrină. Altfel spus, ca ceva cu care învățăceii să fie îndoctrinați. Ne spune ceva foarte important despre conținutul culturii sau mai degrabă despre raportul pe care noi trebuie să-l avem în interiorul educației liberale. Nu uitați că vorbim despre educația liberală. Raportul pe care trebuie să-l avem cu conținutul a ceea ce primim. Acest raport nu poate fi unul de îndoctrinare. Pentru că ceea ce doctrine, nu. Gândurile pe care noi le primim din cărțile scrise de marile minți, aceste gânduri nu trebuie să fie luate ca doctrine ultime, iar raportul nostru cu ele nu trebuie să fie, în actul de educație, un raport de îndoctrinare. Pentru că, nu uitați, vorbim de educația liberală. Definiția a treia. Educația constă în a asculta conversația dintre cele mai strălucite minți ale umanității. Este o definiție crucială. Deci, până acum știm că avem o minte, știm că mintea poate fi cultivată, analogia fiind agricultura, cultivarea pământului și că rezultă ceva la fel de fertil cum rezultă dintr-o grădină care este bine și frumos cultivată. Mai știm că educația constă în a învăța de la cele mai strălucite minți ale umanității și deodată mi se spune că educația constă în a asculta conversația dintre cele mai strălucite minți. Pentru că
Aceste cele mai strălucite minți se află în dialog. Pentru că una știe de cealaltă și reacționează la ceea ce cealaltă a spus. Și vedem cum de-a lungul istoriei se înlănțuie o mare minte, răspunde unei alte mari minți și rezultă de aici, nu știu dacă un concert, poate că e disarmonic, dar rezultă multe gânduri care sunt enunțate și care constituie conținutul educației liberale. Acum, care este poziția celui care învață? Asta este un pas foarte important. Deci, noi suntem în situația de a avea mai mulți oameni, cele mai strălucite minți, și fiecare ne spune câte ceva. Cum învăț eu? Știți cum învăț? Fac un pas în mijlocul lor. Asta este un pas important al educației liberale. Altfel spus, eu, care sunt nimeni, care sunt un învățăcel, cineva care mi-e limpede că nu am mijloacele să judec ceea ce spun aceste minți, cele mai strălucite dintre toate, dar eu vreau să învăț de la ele, eu fac un pas în interiorul lor. Făcând un pas în interiorul lor, eu intru în comunitatea celor mai strălucite minți. Știți ce înseamnă asta din punct de vedere politic? Eu fac un pas spre egalitate. Eu fac un pas spre comunitatea pe care o formează cele mai strălucite minți. În momentul acesta există un pericol pe care Leo Strauss îl semnalează. Nu uitați cine sunt eu. Eu sunt un om care fac pasul spre egalitatea cu marile minți, pentru că numai așa, în educația liberală, poți cu adevărat să te lași educat. Deci am această propunere de egalitate cu comunitatea celor mai strălucite minți. În același timp, eu nu am resursele intelectual-morale de a judeca pe fond ceea ce îmi spun cele mai strălucite minți. Și cele două pericole pe care le semnalează el sunt două pericole moderne tipice. Primul pericol este să mă cred mai deștept decât ei. De ce? Pentru că eu sunt la capătul unei evoluții. E adevărat că peste 10 ani altcineva va fi la capătul evoluției. Ca să înțelegeți cât de stupid e argumentul prin eu sunt cel mai bun pentru că trăiesc în 2015. Va fi cineva care va trăi în 2050 și care, dacă va fi trufaș, va putea spune, dar eu sunt cel mai bun. Pentru că sunt în 2050. Ăla din 2015, Patapievici, n-avea minte. Pentru că îi lipsea ceea ce între 2015 și 2050 am putut acumula eu. Deci, acest argument este perfect falacios. Acela care deduce superioritatea din posterioritate. E greșit. Noi nu suntem, pentru că trăim în 2015, mai inteligenți decât Socrate, care a murit în 399 înainte de Hristos. Această falaciozitate, el o numește falaciozitatea științistă, pentru că asumă faptul că anume progresele științei sunt cele care pe noi ne fac să ne credem mai deștept decât alții care au trăit înainte ca aceste progrese ale științei să se producă. Al doilea tip de eroare este eroarea istoristă, care spune acela a trăit într-o epocă dată. El nu a putut să gândească mai mult decât îi permiteau condițiile acelei epoci. Prin urmare, ce vine el să-mi spună? Sigur, anumite adevăruri, dar sunt adevărurile epocii. Adevărurile contextualizate, dar și limitate de orizontul epocii. Ca atare, o fi având el dreptate. Dar are dreptate într-un mod limitat. Sau pot spune, da, și Platon are dreptate. Dar și Aristotel are dreptate. Dar și Plotin are dreptate. Dar în felul lui și Hegel are dreptate. Și aceste minți strălucite sunt, de fapt, aduse din cauza acestui relativism istorist într-o situație în care ele nu mai pot comunica nimic. Pentru că, deși din motive diferite față de falaciozitatea științistă,
Eu le refuz posibilitatea ca ele, aceste minți strălucite ale umanității care sunt circumscrise istoric, să-mi spună ceva valid. Pentru că totul e relativ în fond la epoca istorică. Acestea sunt cele două pericole care decurg din ceea ce Leo Strauss numește contradicția fundamentală a educației liberale. Am mai enunțat-o, dar acum o fac apăsat. Contradicția fundamentală a educației liberale este aceea că noi, cei care facem pasul pentru a intra în comunitatea formată de cele mai strălucite minți ale umanității, trebuie să judecăm ceea ce vedem, dar noi nu suntem competenți să judecăm. Să vedeți cum se elimină această contradicție fundamentală. Pentru că soluția lui este genială. Este genială pentru că nu e o soluție teoretică. Este o soluție existențială. Mai fac un pas descriptiv. Cum arată comunitatea minților celor mai strălucite? Ale operelor produse de mințile cele mai strălucite. El folosește o expresie Leo Strauss. Operele lor stau spate în spate. Ce înseamnă asta? Sigur că este un dialog. Dar este un dialog în care unul revendică un adevăr pe care celălalt îl contestase. Pentru că ceea ce vedem în propunerile pe care mințile cele mai strălucite ne le fac, este că nu toți spun același lucruri și că lucrurile pe care le spun sunt unor divergente. Această divergență este exprimată de Leo Strauss în expresia ei stau spate în spate. E bine, cum poți să-i scoți pe doi gânditori, cum poți să-i scoți, să scoți două minți cele mai strălucite din situația de a nu mai sta spate în spate? Și formula lui este următoarea. Noi trebuie să transformăm monologurile minților cele mai strălucite într-un dialog. Altfel spus, să-i scoatem din starea de spate în spate într-o stare de împreună. Lucrul este extraordinar de important. De ce? Pentru că educația liberală înseamnă pentru cel care intră în mecanismul ei posibilitatea de a deveni egalul, atenție, egalul, voi spune imediat în ce măsură, egalul minților celor mai strălucite, intrând în comunitate cu ele. În ce fel egalul? În sensul că de el depinde, de învățăcel, de cel care intră în acest mecanism de educație liberală, ca mari de minți care stau spate în spate să devină un împreună. Asta nu numai pentru că totul trece prin mintea mea acum, ci și pentru că în asta constă educația liberală. În momentul acela începi să te educi în spirit liberal, când tu intri în comuniune cu spiritele cele mai alese ale acestei lumi, în așa fel încât tu reușești să transformi monologurile lor într-un dialog. Iar asta se petrece în mintea celui care intră în mecanismul de educație liberală. Și acum facem pasul propriu-zis politic. Pentru că noi vorbim de om, noi vorbim de o natură a omului care se definește în comunitate cu alți oameni și nu în separare de ei. Și deci politicul este consubstanțial felului în care trebuie să definim educația liberală. Și definiția a patra sună în felul următor. Educația liberală constă în a realiza democrația originală. Adică? Gândiți-vă la definiția a treia. Până, vă repet, definiția a treia. Definiția a treia spune că educația constă în a asculta conversația dintre cele mai strălucite minți ale umanității. Deci eu fac pasul, în definiția a treia eu ies din pasivitate și deja devin parte activă din educația liberală.
și fac pasul în comunitatea minților celor mai strălucite. Și le găsesc, ele sunt spate în spate. Făcând acest pas, eu, dacă cu adevărat am intrat în această educație liberală, îi scot din starea de spate în spate, le transform monologurile în dialog. Prin mine, prin mintea mea, ele devin dialog. Dar mecanismul prin care eu mi-am permis să intru în comunitate cu mințile cele mai strălucite, este un act democratic. Este actul prin care eu revendic egalitatea cu mințile celor mai strălucite, în conținerea în care evident că eu nu am pregătirea să fiu mintea cea mai strălucită. Dar precondiția fundamentală ca educația liberală să realizeze este ca, în principiu, eu să fiu egalul minților celor mai strălucite. Pentru că altfel nu pot să le pun într-o stare de împreună. Ele rămân în monolog, adică spate în spate. Simțiți ce profundă este această gândire? Dacă nu reușesc să vă fac să înțelegeți acest pas, atunci îl mai explic o dată. Dar nu o să le explic acum, ca să vă plictisesc, ci fac pasul mai departe și revin ca în surveică, ca să vă spun cât de încântător de profundă este această idee. De ce? Și aici vă explic de ce el vorbește de democrația originară. Pentru că sunt multe feluri de democrații, dar una singură este cea originală. Și trebuie să introduc noțiunea de democrație de masă, pentru că modernitatea a inventat democrația de masă. Ce înseamnă democrație de masă pentru Leo Strauss? N-am uitat ca să revin, dar mai fac un pas și după aceea mă întorc pe zonă. Ce este democrația de masă? Democrația de masă este democrația în care bunurile simbolice, sau de toate tipurile, pot fi cumpărate ieftin. Ăsta e un lucru foarte bun. Dar a cumpăra un lucru ieftin înseamnă că pentru tine ca cel care cumpără, efortul pe care tu îl depui este foarte mic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că facultățile sufletești implicate în dobândirea acestor bunuri sunt facultăți sufletești joase, ori banale. Nu? Suntem la televizor, zap. Asta e democrația de masă. Ce-am făcut aici? Uitați-vă la mâna mea. Practic, creierul meu face cât face și mâna. Sunt un tip care face așa. Și mă uit, MTV. Nu știu care. Privirea mea este, cum încerc să am, tâmpită. Ba. Pot să fac asta. Gândiți-vă acum că o să deschid, adică fac pasul spre o minte excepțională și deschid un dialog de Platon. Iau exemplul lui Platon pentru că Platon este animat, este însuflețit. Nu un scriitor amorf, este un genial scriitor. Dar ca să ajung să înțeleg lucrul ăsta, trebuie să mobilizez din mine facultăți sufletești care muncesc. Iar munca asta reprezintă un fel de ascensiune pe o scară în care cu tot corpul meu, cu toată ființa mea, nu mai fac pac, 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 ci intru într-o ascensiune. În urma acestei ascensiuni îl pricep pe Platon. În momentul în care l-am priceput pe Platon, se cheamă că n-am mai făcut democrație de masă. Pentru că sunt într-un raport democratic cu Platon de vreme ce îl citesc, nu? Ci altceva. Din acest motiv a introdus el noțiunea de democrație de masă pentru a o distinge de democrația originală. Pentru că egalitatea fundamentală nu este egalitatea oamenilor între ei pornind de la ceea ce este mai jos între ei. Ci egalitatea, asta este egalitatea democratică originală. În care ei sunt egali pornind de la ceea ce este mai înalt în ei. Și aici introduce Leo Strauss o noțiune foarte importantă. Aceea că democrația originară este, țineți-vă bine, aristocrația egalilor. Pentru că îl definesc pe om pornit de la partea de sus. Avem o aristocrație, dar atâta timp cât aristocrația este redusă la câțiva, suntem într-un regim politic de un anumit tip. Dar dacă extrapolăm și pornim de la ideea egalilor, care este ideea de a intra într-o comunitate a spiritelor celor mai strălucite, în acel moment
eu îmi dau seama că nu pot funcționa în comunitate cu cele mai strălucite decât dacă se produce un fenomen de tip o aristocrație a egalilor. Pentru că ei își păstrează dimensiunea cea mai înaltă și mă obligă și pe mine să mă ridic după puterile mele la el. Din acest motiv, educația liberală constă în a realiza democrația originală. Iar Leo Strauss dă un citat care sună în felul următor. Dacă ar exista o națiune făcută din zei, ea s-ar guverna în chip democratic. Asta este democrația originală. Dacă am fi cu toții zei, aceea ar fi democrația naturală, firească, care ar funcționa în mod nemijlocit. Și ea este democrația originală. Prin urmare, ca să înțeleg mecanismul prin care este cu putință educația liberală, trebuie să introduc această noțiune de democrație originală. Și nu doar pentru că, din punct de vedere conceptual, lucrurile stau așa, ci și pentru că democrația reală se bazează în fond pe alfabetizare. Democrația modernă stă sau cade cu alfabetizarea corpului politic și cu câteva trăsături pe care noi nu le luăm în seamă și pe care Constituțiile moderne nu le enumeră, dar care știm bine că sunt de tipul stau sau cad împreună cu buna funcționare a democrației. Noțiunea de virtute, noțiunea de înțelepciune, noțiunea de moderație, noțiunea de onestitate, toate astea sunt fundamentale pentru excelența individuală a omului. De fapt, buna funcționare a democrației moderne se bazează pe funcționarea implicită a oamenilor într-un registru al onestității, al moderației, al prudenței, al înțelepciunii, al virtuții. Deși teoria politică modernă nu mai este o teorie a virtuților. Dar, totuși, deși nu vorbim despre asta, democrația modernă stă sau cade împreună cu existența acestor, să nu zic disprețuite astăzi, virtuți, dar trecute cu vederea, pentru că sunt presupuse ca de la sine înțelese. Dar nu sunt. Și distingem între democrațiile funcționale și democrațiile care au probleme, de fapt, tocmai prin constatarea faptului că în democrațiile funcționale aceste virtuți merg, funcționează, în timp ce în democrațiile nefuncționale constatăm carența lor. Prin urmare, e foarte operantă noțiunea de democrație originală ca un soi de orizont regulativ în care trebuie să gândim democrațiile de masă, asta în care noi trăim. Leo Strauss a fost acuzat de multe ori că avea un dinte împotriva democrației. E o prostie. Cum ar fi putut un om care a fost salvat de existența democrațiilor liberale să aibă un dinte împotriva democrației? Dar ce nu-i se putea, ce nu-i s-a tolerat, este curajul de a defini democrația în termen de aristocrație a egalilor. Pentru el era foarte important nu numai să stabilească regulile unei bune guvernări ca un sistem de reguli pentru automate, pentru obiecte. Că așa tratează teoria politică oamenii, ca pe niște obiecte. Pentru el era foarte important să înțeleagă că fiecare om are dreptul și datoria să-și realizeze excelența umană. Pentru că altfel, la ce mai este bună viața pe care o ducem, dacă ea nu implică, sau măcar dacă nu implică ca perspectivă realizarea excelenței individuale? De ce mai am un suflet dacă nu-l cultiv? De ce mai am o minte dacă nu scot din ea tot ce pot scoate? De ce am un suflet dacă nu mă îndrăgostesc și iubesc? De ce, în general, trăiesc dacă sunt ca o brută? Deci, ideea de excelență umană este fundamentală, de fapt, pentru a înțelege de ce vrem să avem o democrație. Și de ce, în termenii lui Leo Strauss, este atât de important să o înțelegem nu ca pe o democrație pornind de la ce e mai jos în suflet, ci ca pe o democrație care să definească omul de la ceea ce este mai înalt în fiecare. Iar aceea este o aristocrație a egalilor. Unde ideea de excelență care este prezentă în noțiunea de aristocrație e activă,
dar e activă împreună cu această exigență de a egalului. Și asta este democrația originară. Definiția a patra, care este educația liberală constă în a realiza democrația originară, este reformulată de Leo Strauss sub forma metaforei scării. El spune că educația liberală este antidotul la defectele culturii de masă. Ea este scara pe care putem urca pentru a trece de la democrația de masă la democrația originală. Este o cale de a restitui fiecărui om măreția sa. Prin măreție, el înțelege definirea omului pornit de la ceea ce este mai înalt în el. Deci este o cale de a restitui fiecărui om măreția sa, pentru că se află în comunitate cu cele mai alese minți ale umanității. Trec astfel la definiția a cincea, ultima, care sună așa. Educația liberală constă în eliberarea de vulgaritate. A băgat-o și pe asta. Vulgaritatea. El folosește un cuvânt grecesc. Apeirocalia. Este un cuvânt pe care îl traduce astfel. El spune că etimologic, apeirocalia este lipsa de experiență în aprecierea lucrurilor frumoase. Deci vulgaritatea nu este a fi vulgar în sens propriu. Vulgaritatea constă în lipsa de experiență în aprecierea lucrurilor frumoase. Asta este minunăția unei minți strălucite. Că te mută din obișnuitul lucrurilor într-un loc din care lucrurile au strălucire și miez și sens brusc. Asta e vulgaritatea. Este lipsa de experiență în aprecierea lucrurilor frumoase. Dacă așa înțelegi vulgaritatea, înțelegi ce vrea să spună prin faptul că educația liberală te ajută să te eliberezi de vulgaritate. Adică te învață să ai experiența lucrurilor frumoase. Cum se face educația liberală? Și acum trec în partea a doua a conferinței mele, în care introduc noțiunea de conversație neîntreruptă. Și pentru asta vă propun să ne întoarcem la definiția treia. Care spune așa, educația liberală constă în a asculta conversația dintre cele mai strălucite minți ale umanității. Aspectul crucial al acestei definiții constă în faptul că face ca sensul educației liberale și, de fapt, existența comunității celor mai strălucite minți să treacă prin cel care face pasul înspre comunitatea cu cele mai strălucite minți. Nu uitați, vă rog, aspectul politic. Noi înțelegem democrația într-un sens procedural. Și în felul ăsta ne comportăm ca modernii care nu se preocupă de suflet și de excelența personală. Dar merităm mai mult de atât decât un set de proceduri. Merităm să fim luați în seamă ca interiorități. Ca, așa cum spunea foarte frumos Leo Strauss, ca experiențe intelectuale sufletești ale interiorității politice. Avem exigențe. Educația liberală este o educație care ne pune în chiar centrul comunității celor mai strălucite minți ale umanității. Ea nu este o educație care se bazează pe autoritate. Dacă s-ar fi bazat pe autoritate, atunci ar fi instituit că una anume dintre acele minți cele mai excepționale este cea cu care eu trebuie să mă îndoctrinez și m-aș înălța dacă m-aș îndoctrina perfect. Dar Leo Strauss nu spune deloc asta. El spune că eu intru în comuniune cu ele și accentul fundamental nu cade pe vreuna dintre mințile excepționale, ci cade pe capacitatea mea de a le scoate pe aceste mințe excepționale din starea lor de spate în spate și le aduce la starea lor de împreună. Adică a transforma monologurile lor într-un dialog. Iar acest dialog se realizează prin cel care intră în educația liberală. Știți ce înseamnă asta? Când în definiția 2 am spus că ea nu constă în îndoctrinare, părea că este o afirmație simplă.
Nu, este o afirmație foarte complexă. Asta înseamnă, de fapt, că educația liberală nu constă în primirea vreunui conținut în mod privilegiat. Pentru că altfel ar fi îndoctrinare. Ci constă în a te pune într-un anumit raport cu marile minți ale umanității. Simțiți ce subtil este gândul lui Ostros? E foarte diferit de educația științifică. În educația științifică eu trebuie să învăț teoreme. Este o educație autoritară. Pentru că se bazează, e autoritară în sensul că nu-mi dă voie, sau e inutil. Ipoteza existenței sufletului meu și a existenței mele personale este superfluă sau superfetatorie pentru excelența matematică sau fizică. N-are ce să facă educația matematică cu sufletul meu. Are ce face cu mintea mea. În timp ce în educația liberală este fundamentală prezența sufletului, a exigenței personale. Din acest motiv, educația liberală nu privilegiază vreuna dintre marile minți ale umanității, ci privilegiază capacitatea celui care intră în educația liberală de a transforma monologul, adică starea de spate în spate, într-un dialog. Și miracolul educației liberale nu constă doar în faptul că marile minți există, ci că ele există numai în măsura în care eu sunt capabil să le pun în dialog. Iar în momentul în care dialogul lor se instaurează în mine, este pentru mine un moment de nacuvânt, de euforie. Este un moment în care știu ce înseamnă democrația originală, aristocrația egalilor. Știu ce înseamnă să fi înțeles un gând al lui Platon. Știu pentru că intru în mecanismul pe care îl numesc conversația neîntreruptă. Și vreau să vă explic ce înseamnă educația neîntreruptă. Dar pentru asta trebuie să ne ducem cu Socrate la începutul dialogului Phaedros. Dialogul Phaedros a fost tradus în limba română de Gabriel Liceanu, căruia îi mulțumesc pentru notele, introducerea și calitatea excepțională a acestei traduceri. Și vă invit, iar când spun asta, vă invit, pe bune, haideți împreună cu mine, alături de Socrate. Așa vă rog să vă imaginați acest lucru. Phaedros se întâlnește cu Socrate. Phaedros a asistat la un tur de forță retoric al lui Lysias, care a demonstrat un lucru stupid, acela că îndrăgostitul trebuie mai degrabă să-i cedeze unuia de care nu e îndrăgostit, decât celui de care este îndrăgostit. E un tur de forță retoric, Lysias era bun la lucrurile astea, îi răsucise, tot am vorbit astăzi de ideile care ne sucesc mințile, i-a sucit mințile lui Phaedros, care era încântat, avea discursul scris asupra lui și a spus acest lucru lui Socrate. Socrate nu l-a contrazis direct. I-a zis să vorbim despre asta. Și Phaedros îi spune, bine, gata. Mi-ai năruit speranța de a-mi încerca puterile în fața ta. Spune-mi unde vrei să mergem și să ne așezăm pentru a citi discursul lui Lysias. Socrate, să ieșim de pe drum și să o apucăm de-a lungul râului Ilisos. Și unde vei socoti că am dat peste un loc de tihnă, ne vom așeza. Phaedros, aș zice că s-a nimerit tocmai bine să fiu desculț. Cât despre tine, ăsta ți-e obiceiul. Astfel că numai bine vom merge, udându-ne picioarele pe unde apa e mai mică. Și nu va fi deloc neplăcut, în plină amiază, pe arșița verii. Vedeți cum începe un dialog admirabil? Socrate e desculț că el așa umblă. Phaedros se felicită că este și el desculț în această împrejurare. Ies din cetate și pe lângă zidurile cetății, pe acolo pe unde era bordat de râul Ilisos, o iau prin apa mică, care e proaspătă, nu știu ce, răcoroasă, cu picioarele lor care sunt năruite de colb, și merg spre un loc unde să se adăpostească, ca să citească discursul lui Lysias, Socrate să-l critique și să aflăm în sfârșit ce gândește Socrate despre aceste lucruri, alături de Phaedros.
Socrate. Atunci să mergem, iar tu ai grijă să afli locul unde să ne putem așeza. Phaidros. Vezi platanul uriaș de acolo? Îl vedeți? Imaginați-vă-l. Socrate. Ce-i cu el? Phaidros. Acolo e umbră, vântul adie încetişor, avem iarbă ca să ne putem așeza și dacă ne place, să ne întindem. Socrate. Haide atunci. Phaidros. Spune-mi, Socrate, nu de aici de undeva, de pe malul râului Ilisos, se zice că Boreas ar fi răpit-o pe Oiretia? Sau de pe colina lui Ares? Legenda pomenește parcă și de acel loc, spunând că nu de aici a fost ea răpită. Socrate, într-adevăr, așa spune legenda. Phaidros, deci acesta să fie locul? Atenție unde ne găsim. Ne găsim într-un loc care are toate aparențele unui loc mitic. Pentru că, dragii mei, realitatea, când te instalezi în educația liberală, se transformă în ceva paradiziac. Insist pe acest preambul la Phaidros, pentru că el descrie perfect starea în care ne duce intrarea în educația liberală. Și nu uitați ce înseamnă asta. Intrarea în stare de comuniune cu mințile cele mai excepționale atunci când se produce declicul democrației originare. Adică când reușesc să-i scot spate în spate și fac o comunitate din ei. Socrate. Nu e acesta. Și asta îmi place. Platon era genial. Deci dacă ne-a fi spus că suntem pe locul în care s-a petrecut chestia asta mitică, era banal. Că eram în situația ăstora nebunilor din Statele Unite care refac războiul sudist, războiul de secesiune. Se îmbracă ca sudiști, nu știu ce alt, sunt cu săbile și așa mai departe. Nu, dar nu asta e treaba. E mai degrabă ca Ignațiu de Loyola, în care faci exerciții spirituale, în care recreezi situațiile din Evanghelii în mintea ta, pentru că asta te transformă. Nu dacă te cațe tu pe un cal și ești cu o sabie în mână și ai impresia că ești generalul Lee. Deci Socrate, Platon, ne spune, nu suntem în situația mitică, dar atenție! Nu e acesta, ci cel de mai jos, cam la 2-3 stadii de aici, unde trece râul către sanctuarul închinat Agrei. Tot pe acolo se află și un altar al lui Boreas. Phaidros. Nu l-am văzut niciodată. Însă pe Zeus îi vine ideea lui Phaidros. Spune-mi sincer, Socrate, tu dai crezare acestei povești? Socrate, de nu i-aș da crezare, nu aș fi omul care sunt. Era Socrate obscurantist? Fim serioși. A fost condamnat pentru că nu credea în zeii cetății. Era un om incapabil de judecată critică și rațională? Aiurea, ne-a învățat pe toți cum se face lucrul ăsta. Dar ceea ce nu era Socrate, nu era un om care să despartă sufletul omului în două și să zice, bună este partea rațională, rea este partea mitică. Amintiți-vă ce spune Liostros. Omul trebuie să unească tensiunile, să le păstreze în fertilitatea lor. În termenul lui Liostros, trebuie să se comporte ca un filozof care este deschis problemelor teologiei, și să fie ca un teolog care acceptă toate provocările filozofiei. Ăsta este omul complet. Nu este tiranul. Ori Socrate revendică acest lucru. Și vă spun, suntem în interiorul educației liberale. Phaidros este antrenat în acest magnific dialog într-un act pur de educație liberală. Acum, noi suntem pe malul râului Ilisos. Am luat acest exemplu și nu altul, pentru că un compatriot al nostru, pe nume... Am să atac asta. Da. Pe nume Benjamin Fundoianu, pe nume lui francez Benjamin Fondan, și-a intitulat în acest fel, pe malul râului Ilisos, superbul eseu pe care l-a scris la moartea lui Leon Chestov, sau Lev Chestov, nu știu cum să-i zic, numele lui francez este Leon Chestov, este un important filozof rus, care a emigrat în Franța pentru că altfel ar fi murit, ca și Liostros dacă rămânea în Germania, și cu care Benjamin Fundoianu, am depășit eu jumătate,
Nu-i bani, ok. Nu-i bani. Rezistați încă 20 de minute? Da, 20 de ore. Atunci, să... Și-a intitulat eseul Pe malul râului Ilisos. De ce? Pentru că și el a avut sentimentul că alături de Leon Șestov, una dintre mințile cele mai strălucite ale umanității, a trăit ca și Phaedros alături de Socrate, pe malul râului Ilisos, inițierea în educația liberală. Vreau să revin puțin în spate ca la notele paradiziace ale locului. Era loc de tihnă. Țineți minte din ce v-am citit în preambulul din Phaedros, loc de tihnă, era umbră, era un vânt care adie încetişor, era iarbă moale și era o apă de izvor care susură. Astea sunt toate trăsături paradiziace. Și argumentez acest lucru prin faptul că unde se vorbește în tradiția noastră de un loc luminat, un loc cu verdeață, un loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Este slujba de înmormântare. Cu sfinții odihnește Hristoase sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Grecul, ca și creștinul, are aceleași note pentru a descrie locul paradiziac. Iar pe malul râului Ilisos, acolo unde are loc, simbolic vorbind, educația liberală, suntem în paradis. Gabriel Liceanu, în notele de preliminare la traducere, definește în mod riguros acest loc ca fiind un locus amenus. Acolo sunt. Suntem în locul luminat, în locul cu verdeață, în locul de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Acolo ne duce, acolo se desfășoară educația liberală. Acolo a intrat Benjamin Fundoianu în momentul în care l-a cunoscut pe Leon Șestov. Întâlnirea cu Leon Șestov s-a petrecut în 1926. El era un proaspăt emigrat în România, unde dăduse dovada genialității lui, a publicat. El realmente era un geniu. Las că era un poet foarte bun. În 1930 au apărut poeziile care se cheamă Priveliști și care este un admirabil volum de poezie tradiționalistă și modernistă în același timp. Dar el era o inteligență critică cu totul și cu totul excepțională. În 1917, 18 și 19, când publica el parțial în timpul războiului și după aceea după primul război mondial, în tot felul de reviste românești, articole despre ce se petrecea în Franța, articole care au să fie culese una dintre cele mai strălucite cărți de critică literară de la noi, Imagini și cărți din Franța, el era mult mai sincronizat cu cultura franceză decât erau francezii, vine să spun. Pentru că el mirosise deja care erau valorile cele mai importante care aveau să explodeze în anii 20 și care nu explodeseră atunci, imediat după primul război mondial. Omul era de o inteligență critică strălucită. A plecat în Franța, unde în 26 îl întâlnește pe acest emigrat rus, Leon Șestov. Nu imediat se împrietenesc, dar din 1929 încep să se vadă regulat. Și deodată lui Benjamin Fundoianu îi pică fisa. Și anume îi pică în 34. Că el trebuie să noteze tot ce aude de la Leon Șestov. Ce se întâmpla cu ei? Se întâlneau și începeau să discute despre cărți, despre situații. Leon Șestov vorbea cel mai mult și el asculta. Suntem într-o situație de tip Phaedros Socrate. Vorbea despre vrute și nevrute. Conversația neîntreruptă este o conversație care nu are rigoarea tratatelor academice sau a construcțiilor logice. Vorbești vrute și nevrute, dar într-un anumit fel. Ești orientat de lucrurile cele mai înalte. Iar Leon Șestov era, da, era orientat de lucrurile cele mai înalte. De acelea pe care Plotin, un autor despre care el a scris,
le defineam ca fiind obiectul propriu al filosofiei. Lucrurile cele mai de preț, lucrurile cele mai înalte, oricum le-ați defini. Până să le definiți, știți sigur că pentru voi există lucrurile cele mai de preț și cele mai înalte. A gândi despre ele, și nu de unul singur, ci împreună cu cineva care știe mai bine decât tine, sau poate că știe mai puțin bine decât tine, dar a face o comunitate în jurul lucrurilor celor mai înalte și celor mai de preț, asta este conversația neîntreruptă. Vom mai da definiții de ale ei, dar trebuie să înțelegeți că conversația neîntreruptă ca interpretare a educației liberale, a acelui pas în comunitatea cu mințile celor mai strălucite, se face întotdeauna împreună cu cineva. Pentru că educația liberală se face împreună cu cineva. Iar relația pe care o ai cu acela nu este o relație exterioară. Este o relație care angajează sufletul. Din acest motiv, grecii defineau legătura dintre un maestru și un învățăcel ca fiind o legătură erotică. Era o legătură erotică nu în sensul sexual, ci în sensul ascensional, în care iubirea față de maestrul tău și așa mai departe, te trage în sus. Goethe încheia Faustul 2 prin eternul feminin, ne trage în sus. Este un act fundamental al educației liberale, acela că intri într-o relație sufletească de iubire, de prietenie, de admirație, de pietate, de afectivitate cu cel cu care faci dansul în jurul a ceea ce este mai înalt și ceea ce este mai de preț. Din 34 până în 38 a notat tot ce a vorbit cu Leon Șestov. Rezultatul este o carte superbă care se numește Entretien avec Leon Șestov. Nu e tradusă încă în limba română, există un site în care e pe franceză, e în franceză și tradusă în limba engleză. Este una dintre cele mai admirabile cărți care au fost produse în secolul 20. Ea ilustrează perfect ceea ce eu numesc educația liberală. Vreau să dau un citat din Spinoza, din cartea a cincea, care ilustrează felul în care cei care se ocupă de lucrurile cele mai înalte împreună cu prietenul lor, lucrul care se petrece cu ei. Citatul este următorul. Trăind și gândind, noi ne experimentăm eternitatea. Lucrurile astea trebuie înțelese literal, nu metaforic. Eu nu spun că noi o să murim. Dar ceea ce spun este că, în numele tradiției pe care o evoc, este că trăind și gândind, noi ne putem experimenta eternitatea. Iar acest lucru se face împreună cu un prieten. Eu nu sexualizez aici. Vorbesc de relația cu un prieten, luați-l ca prietenă-prieten. Este vorba de cineva cu care ești într-o relație de iubire, de cunoaștere, în jurul lucrurilor celor mai înalte. Un alt exemplu pe care vreau să-l dau de conversație neîntreruptă este cel legat de Plotin. Plotin este un filozof grec tipic. În sensul că nu era preocupat să scrie, era însă preocupat să gândească lucrurile cele mai înalte. El definește filozofia ca fiind nu preocuparea față de a cunoaște mișcarea astrelor, a cunoaște cum e alcătuit subiectul cunoscător, problemă kantiană. El nu definește prin ceva un obiect definit al cunoașterii, ci prin preocuparea obstinată față de cele mai înalte lucruri. Cum se făcea lucrul ăsta? N-am fi știut aceste lucruri dacă un om curios, pe nume Porfir, n-ar fi auzit de faima lui Plotin și nu s-ar fi dus la el să vadă cum arată școala lui Plotin. Și ce a văzut era următorul lucru. Era un om care de dimineața până seara întreținea o curte de prieteni care trăiau cu el de dimineața până seara și se întrețineau continuu despre ce? Despre ce spusese Platon sau Aristotel sau alt filozof despre anumite teme. Și el începea să le discute. Le discuta, cum ar zice francezii, abattant rompu. Adică spunând
fără o ordine anumită, lucrurile care, din autenticitatea preocupării, țâșneau mai degrabă. Și spunea, da, așa ar trebui să fie lucrurile astea. Și dezvolta un raționament. Și doar își dădea seama că s-a împiedicat. Sau pur și simplu se bâlbâia. Și nu era expresia bună. Se întorcea înapoi și reconstruia argumentul. Era Porfir descrie aceste lucruri într-un mod cu totul admirabil. Pentru că vedem cum se naște, din conversație neîntreruptă, o operă filozofică, și anume una de primă mărime. De care n-am fi aflat deloc dacă Porfir, așa cum Benjamin Fundoianu din 34, nu i-a fi picat fisa că trebuie Dumnezeule să noteze tot ce aude de la Leon Șestov, dacă nu l-ar fi convins pe Plotin să scrie ce spune, pentru că totul se va pierde. L-a convins și Plotin, care nu era deloc un mare scriitor, spre deosebire de Platon, era un scriitor cu totul mediocru, dar asta face și farmecul, pentru că vedem digresivitatea conversației neîntrerupte. În cazul lui Plotin, de aceea l-am luat ca exemplu și n-am mers mai departe cu dialogurile lui Platon. Platon e un geniu, e un scriitor de geniu. De la el avem o construcție. În timp ce la Plotin vedem digresiunea însă și a conversației. Când citesc Plotin, făcând abstracție de dificultatea uneori conceptuală foarte mare a analizelor lui, realmente mă simt în curtea aceea, care era o curte cu multe nevărânduieli, în care sunt 4, 5, 6, 7 oameni, unii mai plictisiți, unii sunt cu digestia care se dea și cam moțele, nu știu ce, și Plotin le spune, nu, hai scriem tu, acum scriem ce am spus, și el se trezește și el începe să scrie, revine, nu are nimic genial conversația lui. Asta este ce lucru care mă impresionează. Dar ce vedem este căutarea perfect autentică a ceea ce este mai de preț. To timiotaton. Pe ăsta îl caută el. Le caută pe ta megista, lucrurile cele mai înalte. Pe acelea le caută cu obstinație, de dimineața până seara, unor cu indigestie, altor cu picioarele umflate, altori uneori ieșindu-i lucrurile și ies foarte bine, iar altor pur și simplu fiind în pană, spunând prostii pe care le retractează, construind gânduri care nu duc nicăieri, și unii dintre discipoli spunându-i, nu, dar era mai bine ieri. Dar ieri ce spuneam? Și se întoarce. Așa arată Eneadele. Este un senzațional, o senzațională stenogramă a conversației neîntrerupte. Dacă Porfir nu l-ar fi îmboldit pe Plotin să le scrie, n-am fi avut astăzi această capodoperă de conversație neîntreruptă. Ce vreau să rețineți de aici? Conversația neîntreruptă este la propriu neîntreruptă. Unii oameni care au mințile acestea excepționale trăiesc într-o conversație neîntreruptă de dimineața până seara, cu lucrurile cele mai înalte. Și avem un decupaj care este mic, care e transcris unor din întâmplare, cum a fost cazul cu Fundoianu și Șestov. N-am fi știut deloc cum arată conversația neîntreruptă a lui Leon Șestov dacă Benjamin Fundoianu n-ar fi făcut din 34 transcrierea minut cu minut a ceea ce a discutat cu el. Dacă Porfir nu l-a fi convins pe Plotin, ar fi rămas în mintile discipolilor lui, care l-ar fi transmis mai departe, dar cum ar fi ajuns până la noi? Ce pot extrapola de aici este următorul lucru. Oamenii excepționali, împreună cu oamenii excepționali deopotrivă, care sunt interesați de aceste lucruri, în orice perioadă a istoriei, în orice parte, în orice cultură, sunt angrenați în conversația neîntreruptă. Iar noi, ceea ce primim ca fiind cultura scrisă reprezintă mici decupaje din această conversație neîntreruptă. În acest mod, revin la noțiunea lui Leo Strauss, democrație originară. Dragii mei, cultura este democrație originară, cu o condiție. Să te definești nu prin cultura de masă, adică prin partea de jos a însușirilor sufletești, ci prin partea de sus. Iar dacă o faci, cu oricine te vei angrena în discuția privitoare la cele mai importante lucruri, intri în educație liberală, declanșând conversația neîntreruptă. Iar asta e valabil pentru toți. Asta e democrația originară. Și asta este educația liberală. Am să vă mai dau un exemplu din literatura universală. Există un scriitor,
genial, Thomas Mann, care a scris un roman dedicat conversației neîntrerupte, respectiv educației liberale. Este vorba de Muntele Vrăjit. Acolo un tânăr obișnuit, un tânăr ordinar, un tânăr ca oricare dintre noi, pe nume Hans Castorp, se duce să-și viziteze vărul, care este la Berghof, într-un sanatoriu de munte luxos. Și rămâne acolo ani de zile. N-are importanță toată problematica legată de boală, de morbiditate, de nu știu ce. Nu asta mă interesează. Ce mă interesează că un tânăr obișnuit intră într-o situație existențială unde brusc e pus în contact cu educatorii. Educatorii sunt setembrinii, un educator în stilul iluminismului clasic și al valorilor umaniste și un demon. Un demon catolic iezuit, un totalitar, pe nume Nafta. Al cărui exemplu a fost filozoful maghiar Gheorghe Lukács. Un tip genial care a îmbrățișat bolșevismul și a rămas stalinist până la sfârșitul vieții. Dar o inteligență strălucită. Un filozof de cultură germană. Nafta și setembrinii își dispută sufletul lui Hans Castorp. Iar acest tânăr obișnuit intră în câmpul de bătălie al educației liberale, în care două minți strălucite se luptă educativ, pedagogic, pentru sufletul lui. Ăsta este conținutul romanului Muntele Vrăjit. Tot romanul acesta se discută în continuu. Este un roman în care nu se întâmplă nimic și în care se discută în continuu. Pentru că suportul lui, este educația liberală. Iar maniera în care este construit este punerea în lumină a conversației neîntrerupte. Un alt exemplu de educație neîntreruptă este tradus în românește în această micuță carte apărută la Oradea, la editura Ratio et Revelatio. Se cheamă Corespondență de la un colț la altul, având doi autori, pe Vyacheslav Ivanov și pe Mihail Gershenson. Vyacheslav Ivanov a fost țarul necoronat al poeziei simboliste ruse. Noi spunem că ultima cultură rusă înainte de distrugerea bolșevică a fost cultura de argint. Dar de unde? A fost cultura de aur toată ziua. Rusia era în plină înflorire în momentul în care bolșevicii au distrus-o. Era în plină înflorire demografică, economică, iar cultural erau superbi. Și când spun că erau culturali superbi, nu mă refer numai la cultura umanistă, și cultura științifică. Ce istorici ai avea? Ce istorici ai antichității? Rostovțev este format în Rusia. Ce bizantiniști aveau? Ce teologi aveau? Și-au permis luxul să-l omoare pe Florenski. Este ceva incredibil ce au putut să facă dintr-o superbă înflorire culturală. Unul dintre prinții acestei înfloriri culturale a fost Vyacheslav Ivanov. Un tânăr istoric literar și al ideilor genial de sagace era acest Mihail Gershenson. În 1920, ei doi au primit ca lucrători în câmpul culturii în clădirea Comisariatului Poporului pentru Cultură, care se chema Narkompros, au primit o cameră, un pat, în care au fost încartiruiți. Nu? Că așa se face în comunism treaba. Nu mai e casa ta, te duci acolo ca să muncești în câmpul culturii. Și cum intrai în încăpere, dacă eu sunt ușa, aici era patul și biroul la care lucra ăsta, Mihail Gershenson, acolo era fereastra și în dreapta se afla patul și biroul la care lucra Vyacheslav Ivanov. Și ce a venit în gând lui Ivanov? Ei aveau discuții contradictorii extraordinare, se stau poziții foarte diferite. Unul era nihilist și existențialist într-un fel foarte revoltat, așa, Mihail Gershenson. Nu mai avea ce să facă cu cultura, vrea să revoluționeze totul, nu era comunist, dar simțea nevoia să rupă cu trecutul care simțea el, îl asfixiază. În timp ce Vyacheslav Ivanov era un exemplu de umanism creștin, senin,
cu nervuri existențiale profunde în poziția lui, dar numai puțin o poziție revendicată de umanism creștin. Și cele două poziții se înfruntau mereu. Și lui Vyacheslav Ivanov a venit ideea salutară pentru noi să fixeze acest fragment de conversație neîntreruptă care exista între ei. Și a trimis o scrisoare. Nu e tare? De la colțul ăla în camere, i-a trimis o scrisoare la colțul ăsta. Slavă Domnului că a venit această idee excentrică, pentru că acum avem cele 12 scrisori schimbate între 17 iunie și 19 iulie 1920 între ei. În care avem extraordinara transcriere a disputei dintre un umanist creștin și un nihilist revoltat. Este un document absolut formidabil. Conversație neîntreruptă. Un alt exemplu, tradus la Humanitas de curând, este cartea lui Alexander Watt, numită Secolul meu, confesiunile unui intelectual european. În 1965, Alexander Watt, mare figură a avangardei poloneze, mare scriitor polonez, dar pretind oricare dintre operele lui mari, poetice sau eseistice, este inferioară acestui fragment de conversație neîntreruptă care a fost rupt, adică captat pentru noi, de următoarea întâmplare. L-au scos din Polonia nenorocită printr-o bursă care a fost acordată la Stanford. O bursă foarte generoasă, genul de burse pe care trebuie să le primească oamenii în general, adică o bursă să nu facă nimic. Și acolo se afla Czeslaw Miloš, deja în Occident. Și Czeslaw Miloš, ca să-l scoată din nevroza în care Alexander Watt trăia și din neputința de a da glas tumultului extraordinar a personalității lui, i-a propus să vorbească cu el. Iar acest lucru să fie imprimat. A fost foarte important că Czeslaw Miloš i-a propus acest lucru și nu altcineva. Pentru că după ce s-a încheiat ședința cu Miloš, la câțiva ani, el a încercat să o facă cu un alt interlocutor. Și n-a ieșit. Pentru că conversația neîntreruptă iese numai cu anumiți oameni. Cu cei pe care îi iubești. Cu cei cu care te simți într-o consonanță deplină. Pentru că, în fond, conversația neîntreruptă este un act de iubire. Este un act de dăruire. Iar Czeslaw Miloš era omul potrivit ca să primească tumultul din Alexander Watt. Și timp de 7 luni, primele luni la Stanford și ultima lună și jumătate la Paris, Miloš l-a ascultat, iar Watt, îndrăgostit, a vorbit. Rezultatul este incredibil. Este una dintre marile cărți ale secolului 20. Și aveți iarăși un fragment de conversație neîntreruptă. În care elementul de bază este, amintiți-vă fundalul, educația liberală a face un pas spre comuniunea minților celor mai strălucite, în care monologul lor este transformat într-un dialog prin faptul că eu pot să mă comport ca un egal în acest tip de democrație originară. La fel este Czeslaw Miloš, îi transformă monologul interior, care nu ieșea niciun fel, într-un dialog, prin faptul că intră în acest mecanism de educație liberală. La fel Benjamin Fundoianu cu Leon Șestov, la fel Phaedros cu Socrate și așa mai departe. Este o structură care se reproduce întotdeauna și rezultatul este întotdeauna extraordinar. Ceea ce aflăm despre aceste fapte este foarte puțin. Pentru că capacitatea noastră de a capta această conversație neîntreruptă, care începe, după părerea mea, odată cu apariția omului și se va încheia numai odată cu dispariția lui, capacitatea noastră de a prinde, de a capta aceste fragmente de oameni este redusă. Dar rezultatele sunt întotdeauna formidabile. Prima concluzie pe care o trag este următoarea. Esența conversației neîntrerupte este actul prin care, într-un act de iubire ori de admirație, doi oameni sau un grup de oameni pot să
intre în comunitate cu mințile cele mai excepționale ale acestei lumi. Iar acest act este un act fundamental democratic. Din acest motiv, Leo Strauss a folosit noțiunea de democrație originară, adică de aristocrație a egalilor. A doua concluzie recurge la un argument pe care foarte succint am să-l expun, prezent în Phaedrus, este faimosul argument al lui Platon împotriva scrisului. El spune următorul lucru, că atunci când transcriem gândurile noastre pe un suport material, noi nu reușim să captăm esența a ceea ce este gândit. Și din acest motiv, mai degrabă dăunează transcrierea gândurilor decât ne ajută. Dăunează de ce? Pentru că ne face să confundăm gândirea vie cu gândirea moartă care este consemnată acolo. Pentru că noi avem impresia că toată gândirea este pusă acolo și atunci în momentul în care interogăm ce este gândit acolo, noi nu avem un interlocutor și, de fapt, numai gândurile noastre se reflectă ca în oglindă în ceea ce citim acolo și, în ultimul rând, pentru că încurajează trufia, adică imaginația celui care citește că, da, a înțeles perfect gândul unei minți strălucite și că îl coboară în felul ăsta la nivelul lui. Dar acest argument nu este un argument împotriva scrisului, pentru că Platon nu era idiot. El a scris. El nu putea să formuleze ceea ce englezii numesc a self-defeating argument, adică un argument autodistructiv. Ceea ce vrea el să spună acolo nu e un argument împotriva scrisului. Este un argument împotriva reducerii a ceea ce este scris, nu, reducerii gândirii la ceea ce este scris. El spune, de fapt, că gândirea este mult mai bogată decât ceea ce putem scrie, dar în același timp ne spune și care este antidotul acestei disparități. El nu spune să pierde totul. El spune următorul lucru. Nu trebuie să scriem pe suporturi materiale, pentru că în felul ăsta înghețăm gândirea, o facem neînsuflețită. Trebuie să învățăm să scriem în suflet. Dacă scriem în suflet, atunci da, avem gândirea vie, iar acest lucru, printr-o formulare din scrisoarea 7-a, este descris în felul următor. După ce te-ai ocupat mult timp de lucrurile cele mai înalte și cu stăruință și rămânând lângă ele, descoperi că s-a aprins în sufletul tău o flacără care arde din ea însăși. Amintiți-vă că ieri Gabriel Diceanu a evocat rugul aprins, adică ceva care arde fără să se consume, o flacără care arde alimentându-se din ea însăși și care nu se mai stinge niciodată. Asta este scrierea în suflet. Ori, ceea ce pretind eu, și asta este a doua concluzie, este că esența conversației neîntrerupte constă, de fapt, în argumentul lui Platon în favoarea scrisului pe suflet. De aceea se aprinde ca o flacără, ca o lumină în cei care ating starea de comuniune în jurul lucrurilor celor mai înalte. Pentru că, de fapt, atunci, fără să-și dea seama, lucrurile sunt scrise chiar în sufletul lor. Iar acest lucru nu se mai șterge niciodată. Am să închei conferința mea făcându-vă rezumatul a ceea ce am spus. M-am referit la articolul lui Leo Strauss, Educația liberală, ca la o succesiune de 5 pași în interiorul unui mecanism. Nu revin asupra definițiilor, ci asupra definiției centrale, care este o definiție care îl pune pe om, pe învățăcel, pe cel mic, pe cel care nu are capacitatea de a judeca încă, dar dorește să o capete, îl pune în situația de a declanșa mecanismul educației liberale numai atunci când intră într-o comunitate de egali cu spiritele cele mai alese pe care le-a produs umanitatea. Iar semnul că acest lucru s-a produs este acela că monologurile care stau spate în spate se transformă în dialoguri. Acest lucru, pentru fiecare practicant sau fiecare om care intră în educația liberală, se petrece, poate fi pus în aplicare, împreună cu egalii lui sau cu un maestru, în ceea ce numesc conversația neîntreruptă. Conversația neîntreruptă are avantajul față de tratatele filozofice
că reprezintă transcrieri, stenograme pe viu, ale acestui flux neîntrerupt al conversației care există de la începutul timpurilor, trece prin noi și se va încheia numai odată cu dispariția noastră. Iar această conversație neîntreruptă este un fel de a îi pune pe oameni din situația de a se defini prin ceea ce este jos în ei, prin ceea ce este mai înalt în ei. Iar acest lucru se recunoaște imediat, exact ca în episodul de la Emmaus. Amintiți-vă cum era acolo. Iisus apare înviat, apare sub formă de străin. Doi dintre apostoli se duc, părăsesc Ierusalimul și vorbesc despre ce s-a întâmplat în Ierusalim. Iar străinul, care este Iisus înviat, îi întreabă despre ce vorbiți voi. Și îi spun, dar tu ești singur om de pe lume care n-a aflat ce s-a întâmplat și îi povestesc. Și ei rămân împreună, trag la un han, e seară și iau de mâncare. Și Iisus primește pâinea și o frânge exact cu gestul în care cina, la care, cu care lăncina cea de taină făcuse acest lucru. Ei le recunosc în acea clipă și el se face nevăzut. Nu dispare, se face nevăzut. Și deodată ei rămân numai ei între ei și zic, că acum nu ne-am dat seama, acum te l-am recunoscut. Și unul dintre ei spune, dar nu ții tu minte că în momentul în care ne vorbea, inima tresălta în noi, inima știe imediat că sunteți în conversație neîntreruptă sau nu, că sunteți în educație liberală sau nu. După faptul că sunteți la înălțimea lucrurilor pe care nu aveți înălțimea încă să le judecați, dar intrați în comunitate cu ele. Iar libertatea, iar educația liberală este singura educație care îmbină cu adevărat egalitatea cu libertatea. Vă mulțumesc! Și iată, domnul Liceanu s-a înscris primul. Domnule Horia Patapievici, m-am gândit să vă pun prima întrebare, întrucât e scurtă, clară și extrem de importantă pentru mine. Unde situați conferința dumneavoastră de astă seară? În democrația de masă sau în democrația originală? Să răspund esopic. O situez clar în democrația originală, pentru că nu m-am situat în fața unuia mai știutor, ci nu m-am situat în postura unuia mai știutor, ci în postura unuia care, exact ca în educația liberală sau ca în conversația neîntreruptă, e capabil să transmită ceva numai în măsura în care se supune reușește să transforme în comunitate, în comuniune, gândurile pe care le-a deprins din cărți și așa mai departe. Iar zona pe care am adresat-o din dumneavoastră nu este aceea de tipul pacaia care tâmpește. Nu. Ci am fost exigent. Răspunsul esopic este următorul. Ați fost și la conferința de ieri a lui Gabriel Liceanu, nu? Da. Da. Pe mine m-a frapat extraordinar de mult felul în care a început conferința. Te rog să mă iert, Gabriel, că fac acest act de dezvăluire a intimului. Nu. Este. Țineți minte cum a început. Era o meditație cu o voce care nu avea nimic retoric, în care un om care este Gabriel Liceanu, nu e.
vă angaja, vă invita la o meditație în care din când în când își scotea ochelarii, se gândea, avea un ritm lent, era felul în care se apropia cu modestie, cu umilitate de tema pe care o avea de expus. Iar acest lucru îl făcea, amintiți-vă de Plotin, din când în când se uita pe hârtiile lui, asta o dădea deoparte și spunea, da, și expunea chestiunea respectivă. Ritmul în care a intrat în conferință nu avea nimic din impostația retorică a vorbitorului. Nu avea niciun mecanism de captare a bunăvoinței, ci era o gândire pe care o personalitate a culturii române, cum este Gabriel Liceanu, o făcea în fața dumneavoastră. Era un act de dăruire în jurul a ceea ce este mai înalt. Acela pe care îl avea de expus în fața dumneavoastră. Asta e răspunsul. Definiția a treia educație liberale și de aici faptul că am întârziat puțin, nu? Și din s-au întârziat. Vă invit pe bune, domnilor și domnilor, în special vorbitorii, ca împreună cu mine să-l ajute pe domnul Iohannis să pornească pe drumul educației liberale pentru ispășirea neamului. Cu 50 de ani în urmă, am citit Republica lui Platon în Chicago, Illinois. Sunt profesorul Zarna din SUA, apropo. Am învățat următorul lucru. Să te implici în politică de la 60 de ani încolo. Ca ucenic până la 70. Eu personal am făcut lucrul acesta și împreună cu Rareș Bogdan am capacitatea diaspora să facă ceea ce 98% dintre dumneavoastră știți că s-a întâmplat. Vă invit pe toți să vă gândiți la așa ceva, că deja am pornit. Cu o anumită ușurință ajung la domnul Iohannis, fie că îl folosesc pe Rareș Bogdan, să mă bage la Cotrocen. Și vă rog, întrebarea este dacă domnule Patapievici, domnul Liceanu, domnul Sanomir, sunteți suficient de cavaleri să ne ajutați să injectăm, să însuflăm latura de care ne-am bucurat de câteva seri, fiindcă o va accepta, vă garantez. Că putem să depășim în democrația românească acel obstacol al suspiciunii aproape generalizate a votanților față de orice pare elitist sau aristocratic sau chiar mic burghez și atunci să putem să ajungem într-adevăr la o situație în care liderul opoziției și liderul partidului de la putere să aibă acel dialog plin de afecțiune, să spunem, și fertil. Trag nădejdea, dacă da. Spate-n spate! Însă, aș preciza puțin. Evoluțiile într-o societate democratică trebuie văzute așa cum curg straturile de apă în râu. Sunt mai multe temperaturi. Și straturile astea, în funcție de gradienții de temperatură, curg oarecum, fără să se amestece, sau într-o zonă de turbulență mică, unele peste altele. Ori, educația liberală este ceva care nu poate fi instituționalizat. E limpede. Nu faci o universitate având educația liberală. Este ceva care scapă, de aia e și liberală, în sens profund. Ea scapă instituționalizării. Asta nu înseamnă că deși nu poți să o reduci la niciuna dintre disciplinele academice, universitare,
Asta nu înseamnă că ea nu este foarte prețioasă. Deci, e în sarcina fiecăruia să se ia în serios. De-aia Liostros vorbește de ceea ce este măreț în om, că educația liberală dă expresie a ceea ce constituie măreția omului. Pentru că dacă te iei în serios, atunci da, faci pașul spre asta. Dar îți dai seama că asta nu e redus de instituții. Și în societatea românească, un palier trebuie să funcționeze în acest regim. Cine intră în acest regim? Cine vrea. Cine se ia în serios atât de mult încât să intre în această educație liberală. După aceea există stratul care depinde de reguli, instituții, legi. Este o educație prin reguli care este coercitivă într-un sens și este exhortativă în alt sens și ele fac o unitate. Eu cred că cea mai importantă educație într-o societate este făcută prin acest îndemn constant de a respecta regulile care sunt interiorizate și așa mai departe. Și mai există un palier, și insist, în democrație, care ține de educația raporturilor de inițiativă, de libertate și de proprietate, care construiesc țesutul social în jurul ideilor de proprietate și de garanții juridice acordate libertății. Asta implică un tip de comportamente care sunt esență predictive și atunci poți construi pe ele social ceva și care nu sunt reductibile la comportamentele induse de Constituții sau de legi. Sunt mai adânci. Și atunci, dacă văd societatea ca fiind cel puțin prin aceste trei paliere descrise, îmi dau seama că am nevoie de timp și că componenta de, nu de seriozitate, că nu vreau să fac o apologie a faptului de a fi posac. Nu despre asta e vorba. Nu trebuie să fim posaci. Mă horez. Nu. Nu, dar a te lua în serios e altceva decât a fi... A te lua în serios înseamnă a-ți da seama că ești muritor, că ești prețios, că sufletul tău contează și că ai datorii față de ceea ce este înalt în el. Iar asta nu e o datorie exterioară, ci este datoria față de bunul cel mai de preț pe care îl ai. Goethe spunea, cel mai de preț bun al omului este personalitatea. E un fel de a spune că e acolo ceva față de care avem datorii înalte. Nu. Aș avea și eu o întrebare existențială. Mă numesc Zoran, am fost bibliotecar și librar și din cauza situației dificile financiare a României, a trebuit să revin în domeniul economic. Întrebarea mea este cum putem împăca starea din care vii de la o firmă, a unui șantier psihic, cu dorința și capacitatea și pasiunea pentru cultură, într-o evoluție spirituală cât mai înaltă dorită. Asta este o negociere pe care nu are soluție generală. Fiecare face cum poate. Cum spune Aristotel, după posibilități. Dar e foarte profund lucrul ăsta. Într-adevăr, orice facem, îl facem după posibilități. Dar trebuie să o facem luându-ne în serios. Da. Dacă ați folosit cuvântul existențial, îmi place foarte mult. Pentru mine cultura este ceva existențial. Nu e un loazir, nu e o chestie pe care o fac. Este existențial lucrul ăsta. De-aia nu m-aș defini ca un om de cultură. M-aș defini ca un om care se ia pe sine în serios. Dar nu sunt măvărat. Adică nu mă face posacă cu ăsta. Da. Înțeleg că încheiem. Haideți să... Ultima întrebare, da, în spate. Domnule Horia Potapievici, deși v-am străduit și ne-ați convins pe majoritatea că sunteți o minte strălucită, m-ați convins și pe mine dacă n-ați dat răspuns la următoarea aflatie. Nu știu să vă complic.
pomenit printre personajele propuse, ați pomenit la un moment dat de un personaj care a trăit în prima parte a secolului 20 și care, deși a fost câștigat de bolșevici și a rămas stalinist până la sfârșitul vieții, totuși ați apreciat că a fost un geniu și o minte strălucită. Ca să nu înțelegem că ne propuneți abandonarea unei realități obiective în favoarea unei realități distorsionate și cumplit, chiar cumplit distorsionate, vreau să le argumentați afirmația că a fost un geniu și o minte strălucită. Da. Vă mulțumesc. Lukács s-a format în mediul german. Cred că nici scrisorile nu și le scria în maghiară. Deci era un om impregnat adânc de cultura filozofică germană a începutului de secol și avea antenele cele mai fine. Succesul enorm al lui Søren Kierkegaard a început numai la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. El este unul dintre primii care simte lucrurile. Înainte de a se converti la comunism, a scris două cărți, Teoria Romanului, care este o mică carte strălucită, și o carte numită Forma și Sufletul, sau Formele și Sufletul, care sunt cărți care nu prevestesc prin nimic ceea ce avea să se petreacă cu el în timpul Primului Război Mondial, care a fost un privilegiu de smintire pentru foarte multe minți strălucite, al cărui prim rod este o carte publicată, cred, în 23, dar sunt articole publicate în 19, 20, 21, și care se cheamă Geschichte und Klassenbewusstsein, Istoria și Conștiința de Clasă, care este deja o carte marxistă, hegeliano-marxistă, dar care nu este încă o carte stalinistă. Deci eu pretind, ca și compatriotul nostru Lucien Goldman, care a scris consistent despre Lukács, pe care l-a admirat foarte mult, așa de mult, încât l-a scos din minți pe bătrânul Lukács, pentru că îi opunea mereu opera lui de tinerețe, pe care o considera mare, opera lui de maturitate, pe care o considera stalinistă și îngustă. Ca și Lucien Goldman, eu cred că a fost un gânditor important și că, deși în frazeologie marxistă, multe din tezele lui Heidegger privitoare la unitatea dintre Sein și Dasein, de exemplu, exprimată de el ca conștiință, ca unitatea a subiectului și obiectului în practica istorică, deci, multe dintre gândurile filozofice profunde, în jargon marxist sau hegeliano-marxist, se găsesc la el. Deci, eu cred că a fost o inteligență strălucită. Pe cazul lui, ca și pe cazul lui Jean-Paul Sartre, vedem cum inteligențe indiscutabil strălucite, îmi vine să spun clinic strălucite, sunt bruiate și realmente distruse de opțiuni ideologice fanatice. Ori greșite. Nimeni nu cred că ar putea nega că Jean-Paul Sartre a fost un scriitor foarte bun, nu știu dacă a fost un scriitor genial, dar a fost un dialectician de mare forță și un sofist de mare forță și în același timp o gândire care pare constant bruiată de ceva care o strică. În cazul lui Lukács, departajarea din fericire este mai netă. Eu cred că primele lui trei cărți, Teoria Romanului, Sufletul și Forma, Formele și istoria și conștiința de clasă, sunt cărți care pot fi citite cu mare profit încă astăzi. Cea mai importantă pentru mine fiind cea care e deja marxistă sau hegeliană marxistă, Istoria și conștiința de clasă. După aceea, el poate fi citit cu un grano salis. De exemplu, la noi s-a tradus, grație lui Tertulian, s-au tradus cele două volume de estetică și cele două volume din ontologia existenței sociale. Ianuși a tradus, Tertulian a făcut prefețele, înseamnă. În mod sigur că de la Tertulian știu toate amănuntele astea inițial. Și acolo se vede formidabila lui putere speculativă și cred că din estetica bunoară, teoria lui a particularului, ca mediator între individual și general, este ceva care în estetică cred că funcționează bine. Acum, marxiștii, pentru că sunt
de obicei obtuzi, nu au preluat aceste lucruri inteligente din Lukács, iar alții care nu sunt marxiști nu-l citesc pentru că e marxist. Dar, asta, eu cred că a fost o inteligență strălucită, nu știu dacă a fost un geniu, dacă am folosit termenul, poate că m-am aventurat, a fost o inteligență strălucită și în măsura în care putem aduce în comunitatea care transformă monologurile în dialog, face parte și el din mințile strălucite ale umanității. Domnul Paterin, mulțumesc!